Ca în fiecare perioadă de sărbători, funcționarii Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea vor fi la dispoziția celor care au nevoie de eliberarea urgentă a unor acte și în mini-vacanța de 1 mai și Paște. Astfel, în zilele de 1, 2, 3, 4 și 6 mai, la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor de la etajul 3 al molului din centrul Râmnicului se vor putea înregistra decese după un program de lucru cu publicul între orele 9 și 13. De asemenea, în data de 2 mai, între orele 8:30 și 14, se vor putea primi și elibera documente de identitate.